Spunem bun venit în această zi tuturor celor care ne-ați făcut onoarea să fiți prezent alături de Ruth și Robert în acest loc, pentru a ne bucura împreună cu ei în această zi deosebită pe care Domnul le va binecuvânta dragostea. Iar ca de la început aș avea un mic citat pentru această zi deosebită. Dragostea este acel lucru de care nu suntem capabili fără Dumnezeu. Iubirea este cea mai frumoasă muzică din partitura vieții. Fără ea, viața ar fi un etern afon în corul imens al omenirii. Vă invităm să vă ridicați în picioare pentru a auzi melodia iubirii supreme intonată de corul bărbat. Cum să luați loc. Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El. De aceea îl invităm pe Edi să aducă Sfânta Scriptură. Un mare înțelept spunea: căsnicia este o artă. Trebuie să o creezi din nou în fiecare zi. Acum invităm perechile de domnișori de onoare să intre în sală.
nu se poartă necumincios. Nu caută folosul. Invităm întreaga asistență să se ridice pe picioare. Asistența este să rugată să ia loc. Când mirii se vor pleca pe genunchi. Domnului nostru Iisus Hristos și spre onoarea sa, vă invit să cântăm 26. Sfinte Părinte, rămâi între noi în deschiderea acestui program de comunie religioasă. Thank you.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele scump al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, stăm noi toți cei prezenți în locul acesta, un loc atât de binecuvântat pe care îl numim casa ta. Tatăl nostru, am invocat prezența ta prin cântec și dorim să invocăm prezența ta prin rugăciune, să cobori între noi și să fim martorul acestui eveniment sacru de astăzi. Îți mulțumim, Doamne, pentru familia pe care Tu ai adus-o la existență prin harul și dragostea Ta pentru ființele omenești. Amin. Învață-ne, Doamne, încă o dată să prețuim instituția familiei, amin, să ne raportăm încă o dată la Domnul Hristos ca susținător al familiei, amin, și să căutăm întotdeauna, Doamne, să fim plăcuți înaintea Ta. Amin. Îți mulțumim că ne vei onora cu prezența Ta, că vei fi alături de Ruth și de Robert. Și ziua aceasta va fi o zi memorabilă pentru viața lor, pentru existența lor și va fi o zi care dorim, Doamne, să se sfârșească pentru ei și pentru noi toți în împărăția cerurilor. Rămână harul Tău și binecuvântarea Ta cu noi, că te-am rugat în numele scump al Domnului Hristos. Amin. Amin.
de astăzi, mână în mână, alături de îngeri, veniți la altar și tot ce este mai scump pe pământ, cerul revarsă har. Din dragoste, voi ați pornit împreună să presărați a iubirii conună. Doar împreună reușiți mereu, alături să vă fie Dumnezeu. La început, când dragostea lui s-a aprins pentru tine, când ochii lui senin te priveau, ai simțit în inimă iubire și le așteptai. Iată că astăzi suntem martorii voștri, participând la voastră unire. Dar nu uitați, pe drum încercări vă așteaptă cu Dumnezeu să ne înfruntați. Drag Mire, astăzi vei fi responsabil să-ți iubești a ta soție azi și până în veșnicie, doar cu ea în armonie. Dragă Mireasă, de astăzi vei fi regină, pentru că ai alături un rege, iubește-l mereu, deși pe drum va fi greu. Și nu uita, alegerea ta pe vecie va triumfa. Voi demonstrați că există iubire printre noi, e potop de splendoare, o cântare se adună pe înălțime și cerul se deschide costanale. Când voi veți roști jurământ, să știți că cerul e martorul sfânt și nu uitați, cu el, ori și când să rămâneți, până ajungeți pe noul pământ. Să nu lipsiți la nunta următoare, e nunta mirelui ce va veni. Să nu lipsiți la sărbătoare, să fiți voi și cei pe care Domnul îi va dărui. Tot ce vă dorim acum este tot ce voi trăiți, prin furtuni, prin bucurii, mână în mână să porniți. Amin. 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 Dragi miri, stimată familie Butuc, stimată familie Micu, dragi invitați, oaspeți și noi toți. Trebuie să vă mărturisesc că am puțină emoție, cu toate că am vorbit la multe ocazii de nuntă, însă astăzi trebuie să vorbesc la nunta fiicei prietenului meu. Și aceasta îmi dă emoție. Însă am o întrebare pentru voi. Nu voi vorbi foarte mult și doar o întrebare am. Dacă veți răspunde bine, veți pleca cu dreptul. Dacă nu, tot cu dreptul veți pleca. Atunci când, e valabilă și pentru părinți întrebarea, atunci când la nuntă vorbește trezorierul și un cuvânt care începe cu litera B, la ce vă gândiți? Domnul a făcut lucrul acesta. Citesc din Psalm 118. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Aceasta este ziua. Este ziua voastră. Să vedeți cât de frumoasă este această zi. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Este primul cuvânt care începe cu litera B. Unii dintre noi s-au gândit la bani. Să dea Domnul să-i aveți și pe aia. Pentru că sunt necesari și trebuie și bani. Dar primul cuvânt este bucuria. Și aș dori ca bucuria să nu lipsească din căminul vostru. Să nu lipsească din casa părinților voștri. Bucuria voastră să fie și bucuria lor. Și bucuria lor să fie și bucuria voastră. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Doamne ajută să fiți permanent bucuroși! Iar bucuria aceasta să vă conducă în ziua veșniciei, unde va fi bucuria deplină, unde va fi bucuria veșnică. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm în casa Domnului. Amin. Domnul este Dumnezeu și El ne luminează. Plecând din locul acesta,
aș dori să plecați luminați de El, dar având binecuvântarea Lui. Este ziua bucuriei voastre. De astăzi înainte va porni ceasul căsătoriei voastre, ceasul mersului împreună. Tatăl meu a fost ceasornicar și repara foarte multe ceasuri. Bucuria mea era ca seara, când ceasurile erau reparate, tata îmi spunea să le așez la ora fix, să le încordez și să le las să meargă, pentru că el le lăsa o zi, două în probă, după care dădea clienților care le-au adus. Îmi plăcea foarte mult muzica acelor ceasuri care cântau. Era ticăitul, tic-tac, tic-tac. Foarte multe ceasuri mergeau. Ceasul vostru astăzi a pornit. Nu știi exact cine e tic, cine e tac. Asta o veți stabili voi. Se va vedea cu timpul în căsătoria voastră. Însă un lucru vreau să îl stabiliți de pe acum. Și să știți că nu toate ceasurile merg la fel. Fiecare ceas are ritmul lui și fiecare ceas are bătaia lui. Dimineața când ne trezeam, unele ceasuri erau înainte, altele mai rămâneau în urmă, altele mergeau bine și atunci trebuia să intervină meșterul. În acea ocazie era tata. Și mai regla câte ceva puțin pe acolo. Aș dori ca atunci când poate ceasul căsătoriei voastre o va lua puțin înainte sau poate va rămâne în urmă, să nu îngăduiți nimănui să intervină în acest ceas al căsătoriei decât meșterul adevărat. Cel care face știe cel mai bine cum să-și potrivească ca ceasul căsătoriei voastre să meargă frumos. Vă binecuvântăm în casa Domnului. Este cel de-al doilea cuvânt care aș dori să plecăm cu toții de aici, în special voi, să plecați cu binecuvântare. Dorim din toată inima ca binecuvântarea cerului să fie cu voi. Doresc din toată inima ca binecuvântarea părintească să fie cu voi. Căminul vostru să fie binecuvântat în toate dimensiunile lui. Și un ultim gând după care închei. Aș dori ca căminul vostru să fie o binecuvântare pentru alții. Amin. Sunt atât de multe familii care au nevoie de cămine binecuvântate. Fiți o binecuvântare pentru alții. Duceți cu voi bucuria și binecuvântarea până în veșnicii. Fiți bucuria părinților voștri. Fiți bucuria bisericii. Și duceți această bucurie cu binecuvântarea Domnului până în veșnicii. Iar noi promitem că vă vom sprijini și cu bani, atât cât vom putea noi. Părinții mai mult, noi poate ne vom ruga, vom oferi și noi atât cât vom putea și vă vom sprijini. Însă Dumnezeu să vă ofere binecuvântarea și bucuria. Amin. Amin.
Amin. Dragă Ruth și Robert, eu ar trebui astăzi să închei un proces verbal al nunții voastre. Trezorierul a zis ceva de bani, eu vă zic de hârtiile care le face secretarul. Însă, mai important decât procesul verbal pe care îl putem încheia astăzi, este legământul pe care voi îl încheiați astăzi unul cu altul în prezența martorilor văzuți și a celor nevăzuți și, mai presus de toate, în prezența lui Dumnezeu. Mă bucur mult să fiu la nunta voastră și laud pe Domnul pentru că ați venit așa curați înaintea Domnului. Niște copii care se îndreaptă către un drum alături de Dumnezeu în casa Lui. Dragi părinți de mireasă, stimate frate Onisim, sunteți în sală, stimată soră Butuc, mamă de mireasă, aveți o fică așa de frumoasă. Dragă mamă, o vezi cu ochii sufletului și păstrezi amintirea clipelor de demult. Dragi părinți de mire, aveți un copil frumos și binecuvântat de Dumnezeu. Sunteți astăzi martorii unui eveniment pentru care v-ați rugat, poate, încă de când erau foarte mici. Sunteți aici ca să mărturisiți că vreți să mergeți unul lângă celălalt. A te căsători e ușor. Să știți că nu-i foarte greu. A rămâne căsătoriți e ceva puțin mai dificil. Dar a fi fericiți în căsnicie, toată viața, dar toată viața, nu doar crâmpeie, se numără printre cele mai rafinate arte. Iar arta aceasta se numește arta de a sta lângă Dumnezeu. Eu cred că astăzi voi plecați la drum de mână cu Mântuitorul. Pentru că nu-mi imaginez nici pentru voi, nici pentru niciun tânăr de aici, nici pentru fiicele mele, nu-mi imaginez să plece într-un drum atât de important, cum este acesta, sau alte și alte alegeri pe care le-ar face în viață, să plece fără să le leagă pe Dumnezeu încă din copilărie. Reușita în căsnicie, pentru că trebuie să vorbim și despre ea. Dezideratul este atât de înalt și atât de frumos. Reușita în căsnicie înseamnă mai mult de a găsi omul potrivit. Robert, ai găsit-o pe Ruth și spui, e omul potrivit. Ruth, l-ai găsit pe Robert și a spus, este bărbatul potrivit. E mai mult decât atât. Înseamnă să fii tu omul potrivit. Și lucrul acesta îl veți descoperi în viața de zi cu zi în familia voastră. Sunteți pregătiți pentru căsătorie, așa, din ceea ce ați mai auzit, din sfaturile pe care le-ați primit de la pastori, din cărțile pe care le-ați mai citit. Vreau să vă spun un lucru. Să știți că pregătirea pentru viața de familie, sau în pregătirea pentru viața de familie, învățăm foarte puține lucruri din cărți și din sfaturile care ni se dau. Așa că astăzi nu o să vă dau o mulțime de sfaturi, pentru că reușita în viața de familie înseamnă o artă. Arta de a vă descoperi unul pe celălalt în fiecare zi, chit că vă cunoașteți de ceva vreme, dar încă nu ați ajuns să vă cunoașteți cum o să ajungeți să vă cunoașteți în viața de familie și dacă Dumnezeu mai îngăduie pământul acesta, peste ani și ani de zile veți spune, iată că mai descoperim încă lucruri noi unul la celălalt. Gândul care mi-a fost inspirat acum când sunt aici alături de voi și împărtășesc bucuria, simțămintele și ale voastre, moi și la părinții, înțeleg și pe ei, și bucuria tuturor celor prezenți. Textul care mi-a venit în minte pentru astăzi, pentru voi, și am căutat, am zis, Doamne, poate e un alt text mai bun, poate e un alt gând mai inspirat. Nu, ci acesta mi-a rămas în minte și am zis, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu dorește despre asta să vorbesc. Efeseni 5:16. Știți ce spune cuvântul aici? Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
Parcă nu-ți vine să vorbești la nuntă din pasajul acesta, cu zilele rele, cu... Aici totul e sărbătoare, sunt flori, totul e în alb, lumea e gătită. Totuși, îndemnul acesta este extraordinar. Răscumpărați vremea, căci zilele pe care noi le traversăm astăzi sunt rele. Și voi știți lucrul acesta. Pentru că sunteți între tineri, aveți prieteni, sunteți prinși în realitatea timpului acesta. Și nu numai voi, noi toți. Și zilele, da, sunt rele. Dar vremea pe care spune Domnul să o răscumpărați, poate să mai fie o răscumpărare a vremii până acum sau de aici înainte. De aici înainte. Și o veți face nu singuri, ci o veți face amândoi. Deja văd că ați început să beți din același pahar de apă. Lucrul acesta vorbește de ceva, că vă îndreptați către un drum pe care veți păși amândoi și v-ați asimilat unul celuilalt, în gândire, în simțăminte, și de aici urmează partea și mai frumoasă și mai binecuvântată a familiei creștine. Și vă veți bucura de ea și v-ați prețui, pentru că Dumnezeu dorește lucrul acesta. Răscumpărați vremea. Dumnezeu vă oferă un timp de administrat în familia voastră. Școală, alte și alte, întrebați-i pe cei care s-au căsătorit aici la Iași sau în alte parte de vreun an, de doi, de trei, să vă spună cam cum e după un an de căsătorie, cam cum e după doi, cam cum e după trei, sau puteți întreba și pe cei care au ani și ani de acum de căsătorie. Dumnezeu vă oferă însă un timp de administrat în familia voastră. Sub această egidă, sub acest motto, răscumpărați vremea, Rut și Robert. Pentru că zilele în care suntem nu sunt bune. Nici pentru biserică, nici pentru familie, nici în societate, oriunde te uita, zilele nu sunt bune. Dar e ca un nufăr căsătoria voastră într-un lac, așa poate nu chiar foarte curat. Pentru că așa zilele sunt rele. Dumnezeu vă dorește un timp de calitate în familia voastră. Cum e acesta? Vă să-l vedeți. Să nu vă lipsească altarul familiar. Cineva spunea, altarul în familie sau alterarea familiei. Are grijă cel rău, că zilele sunt destul de rele. Dacă nu e altarul, vine alterarea familiei. Știe el cu ce se ocupe? Ce? În special, timpul și preocupările noastre. Totul se va izbi de aceste zile rele, în care mai există o lozincă, nu am timp. Și Domnul spune, totuși, străduiți-vă să răscumpărați timpul. Zilele rele reprezintă și lipsa asta de timp teribilă, chiar în familiile creștine. Lipsă de timp, de comunicare, de strâns la oaltă povești de dragoste, de strâns la oaltă lacrimi, bucurii, victorii sau înfrângeri. Dar asta înseamnă să răscumpărați vremea. Și cuvântul acesta, răscumpăra, înseamnă să iei ceva înapoi ce a fost al tău și ai plătit un preț pentru el. Dar timpul face parte din lucrurile care nu se mai întorc odată ce au trecut. Așa că dacă ar fi să parafrazăm ce spune aici Domnul, ar fi așa, fă tot posibilul, faceți tot posibilul. Să utilizați orice oportunitate astăzi, la cel mai înalt nivel, în zilele rele de astăzi. Pentru cine? Pentru familia voastră, pentru mântuirea voastră, pentru părinții voștri, pentru biserica din care veți face parte. Cea mai mare bucurie a părinților voștri va fi să vă știe, în primul rând, credincioși și fericiți. E singurul combustibil care îi va conduce mai departe să vă susțină, să vă fi alături. Și chiar de n-ar fi așa, părinții tot vă vor fi alături. Pentru că un părinte e un părinte până la capăt. Transformați timpul vostru și dați-i o valoare veșnică. Și vreau să vă citesc în încheiere un gând din spiritul profetic. Timpul nostru aparține cui? Aparține lui Dumnezeu. Și datoria noastră cea mai sfântă este de a-L folosi pentru proslăvirea lui Dumnezeu. Proslăviți-L pe Domnul vostru în familia voastră.
făcând ceea ce este mai bine pentru Dumnezeu, pentru lucrare, pentru voi, pentru biserică, pentru părinții voștri, în aceste zile care nu sunt bune. Dar puteți fi mărturia cea mai puternică în favoarea Evangheliei prin viața voastră de familie binecuvântată. Încetiniți ritmul și timpul vă va fi prieten. Și aș vrea să închei cu următorul gând. Dacă căsătoriile și mariajele se construiesc undeva în ceruri, noi suntem responsabili cu întreținerea lor. Și dacă planul lui Dumnezeu a fost să vă aducă unul lângă celălalt, întrețineți familia voastră și fiți fericiți alături de Dumnezeu. Răscumpărați orice secundă și orice minut, orice oră, orice zi și lună și an pentru a proslăvi pe Dumnezeu în familia voastră, în viața voastră, în biserica aceasta și pentru a fi o mărturie pentru toți ceilalți tineri și pentru toți cei cu care vă veți întâlni că da, există un preț pe care îl puteți plăti, îl plătiți cu drag și Dumnezeu este fericit alături de voi și de noi toți. Dumnezeu să vă fie aproape și să vă binecuvinteze. Vreau să vă ofer o Biblie. E o Biblie albă. Este Biblia anunții voastre. Aici veți afla cum să răscumpărați vremea. Robert, ești preotul casei tale. Așa că te rog să o primești.
Dacă trezorierul a vorbit așa de frumos despre bani, iar secretarul despre un proces verbal, sunt pregătit să semnez. Și am căutat prin geantă și am găsit ștampila. Le avem aici. Ruth și Robert. Dragostea începe cu un zâmbet, o strângere de mână, o îmbrățișare, un sărut, apoi lacrima mamei pentru fiu, lacrima tatălui pentru fiică, care se transformă într-un ocean ce dăinuiește pentru veșnicie. Ocean de iubire ce dăinuiește. Dragi miri, distinse familii, familia Butuc, familia Micu, dragi invitați, astăzi participăm la sărbătoarea iubirii. Și nu este nimic mai frumos pe acest pământ decât să vezi iubirea personificată în mire și mireasă. Astăzi, 25 octombrie 2015, este o zi unică, istorică pentru voi și o zi de bucurie pentru noi toți. După cuvintele înțelepte și inspirate ale colegilor, aș dori să exprim câteva cuvinte esențiale pentru o căsnicie reușită, pentru o familie frumoasă. Dragostea începe cum? A iubi înseamnă a căuta. Și Mântuitorul Iisus Hristos spunea atât de clar în Evanghelia după Matei, capitolul 7, cu versetul 8. Cine caută, găsește. Dragostea începe cu o căutare. Nu este simplu să găsești ceva frumos, plăcut, nobil și mai ales și pe măsura ta. Îți apreciezi părinții, însă simți că e timpul pentru altceva. Te bucuri de prieteni, de rude, de colegi, însă îți dorești ceva mai mult. Adam s-a bucurat de splendoarea Edenului, a privit întreaga creație, a mai dat și nume, dar spune Scriptura că pentru el nu s-a potrivit nimic. Poți să petreci mult timp căutând și să nu găsești. Însă, cel mai important lucru e că atunci când începi să cauți, să începi cu Dumnezeu și să cauți cu Dumnezeu. De aceea, dragi tineri, rugați-vă înainte de căsătorie, apelați la Dumnezeu și veți merge în direcția cea bună și veți avea o familie frumoasă, armonioasă și binecuvântată. Omul se uită, spune Scriptura, la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. 1 Samuel 16:7. Fiecare dintre noi suntem un înger cu o singură aripă. De aceea nu putem zbura decât împreună, doar împreună. După căutare, un alt cuvânt esențial în bunăstarea familiei este comunicarea. Comunicarea să fie caldă, să fie pozitivă. Comunicarea, de altfel, este inima căsniciei. Două elemente sunt esențiale în ceea ce privește comunicarea. Mai întâi, ascultarea și apoi vorbirea. Nimeni nu a învățat ceva nou doar vorbind. Ca să vorbești înțelept și frumos, trebuie mai întâi să asculți. De aceea a creat Dumnezeu două urechi și doar o gură. Robert, să știi că partea feminină are un dar special. Știi care? Acela de a vorbi. Specialiștii spun că o femeie rostește cam 25.000 de cuvinte pe zi.
E puțin? E mult? Un bărbat cam 10-15 mii. Acum, ca bărbat, e foarte important să comunici, să discuți, să vorbești, chiar dacă ea decide. Important să vorbești. O femeie, Robert, trăiește cu câteva lucruri. Aer, apă, pâine și cuvinte frumoase. Fii generos. Și un mare înțelept spunea, cuvântul omului este precum săgeata. Ai grijă ca atunci când eliberezi săgeata să pui puțină miere. Să vorbești totdeauna cu dragoste și cu multă bunătate. Și căsnicia ta va fi luminoasă. Se povestește că un profesor a văzut o fată foarte frumoasă și a picat lui așa cu tronc și a spus, orice ar fi, vreau să mă căsătoresc cu fata aceasta. Numai că a descoperit că nu prea are grai, era mută. Și a zis, nicio problemă, am bani, a mers la un medic celebru, a cheltuit foarte mulți bani, și soția lui a început să vorbească. Și vorbea ca o mitralieră. După o vreme, merge iarăși la doctor. Domnule doctor, puteți să faceți ceva ca soția mea să nu mai vorbească atât de mult? Și doctorul spune, pentru ea, nimic. Pentru tine, da. Vrei să surzești? Comunicarea este inima căsătoriei și a familiei. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și vorbirea voastră, Ruth și Robert, să fie totdeauna cu har. Amin? Amin. Amin. Un alt cuvânt cheie este angajament, legământ, credincioșie. Specialiștii spun că o căsătorie nu poate fi durabilă fără un legământ. Înainte de căsătorie, ca și tânără, ca și tânăr, ai posibilitatea să alegi dintre mii și mii de variante. După căsătorie, ai responsabilitatea să cauți binele celuilalt și să lupți pentru familia ta. Când te căsătorești, te angajezi la trei lucruri. Angajament față de Dumnezeu, să-i fii credincios lui Dumnezeu. Angajament față de partenerul de viață, să-i fii loial, să-i fii credincios. Și angajament față de binele și fericirea familiei, să ai o comunicare pozitivă, timp de calitate, mici atenții. De altfel, familia este o școală, înveți să primești mici atenții și oferi mari sacrificii. Așa este, fraților? Văd că unii dau din cap. Pentru o nuntă frumoasă e nevoie de o zi și câteva săptămâni sau luni de pregătire. Însă pentru o familie frumoasă e nevoie de o viață întreagă. Și căsătoria este pentru oameni mari, nu pentru copii instabili. Angajamentul este esențial pentru o familie reușită. Următorul cuvânt, iertare. Robert, probabil crezi că soția ta este perfectă, strălucește, arată minunat. Ruth, poate gândești că Robert este bărbatul ideal. Mă uit la el și este atât de echilibrat din punct de vedere fizic și zâmbește așa de frumos și echilibrat din punct de vedere intelectual și spiritual. Însă nu există om perfect pe acest pământ. Și vrând nevrând mai greșim și nu de puține ori.
În familie învățăm să iertăm. Dragii mei, spune Sfântul Apostol Pavel în Coloseni, capitolul 3 cu 13, iertați-vă unul pe altul în Hristos, așa cum ne-a iertat și Hristos. Iertarea aduce pace, aduce împăcare și bucurie. Mă uit și la ceas și aș merge direct la cuvântul cheie, care este dragostea. Dragostea constituie, dacă doriți, temelia, structura și cupola familiei fericite. Să vă iubiți unul pe altul, așa cum vă iubește Mântuitorul Iisus Hristos. Și veți avea, așa cum spuneau colegii mei, veți avea și bucurie, veți avea și binecuvântare în familie și veți fi o binecuvântare și pentru părinți, și pentru biserică, și pentru societate. Dacă toate acestea fi vor împlinite, eu vă ofer rezumatul predicii aici, în cutia aceasta, și împreună cu această carte minunată pe care o aveți, aveți toate șansele să aveți un viitor luminos. Hristos să fie cu voi și cu noi cu toți. Amin! Amin. Suntem în casa lui Dumnezeu și am venit aici pentru un scop foarte important. Urmează momentul cheie al bucuriei noastre, al întâlnirii noastre în locul acesta. Pentru ceea ce urmează, invit întreaga asistență să se ridice. Robert, de bunăvoie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe singura mea fiică să-ți fie soție și să o iubești toată viața? Da. Amin. Amin. Declari solemn înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră ca martori, că o vei iubi, o vei prețui, o vei ajuta pe timp de pace, când va fi bine, dar și atunci când poate vor fi vremuri grele și vei fi alături de ea, renunțând la oricare alta pentru totdeauna. Da. Amin. 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 Ruth, declar solemn înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră ca martori, că astăzi vrei să iei în căsătorie pe Robert, de bunăvoie și nesilită de nimeni, ca să-ți fie soț pentru toată viața? Da. Amin. Vrei ca, renunțând la oricare altul, să te angajezi în acest legământ al căsătoriei. De va fi bine. Sau poate mai puțin bine câteodată. Și în mod necondiționat să-l iubești, să-l respecti și să fii cu el pentru totdeauna. Da. Acesta este angajamentul lor, unul față de altul și în primul rând față de Dumnezeu.
vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Amin. Tată bun și sfânt, care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, al Tău Fiu și al nostru Mântuitor iubit, ne-am adunat la această ocazie de sărbătoare pentru a aduce înaintea Ta acești doi copii, copiii Tăi. Și vrem ca astăzi să-i așezăm în mâinile Tale, străpunse de cuile Golgotei. Amin, amin. Te rugăm, Părinte, ca Tu să fii prezent în inima lor. Amin. Să te apropii de inima lor și de viața lor, să le fii tată. Amin. Să le fii de ajutor, să le fii sprijin și să fii aproape de ei, prezent clipă de clipă în viața lor, în casa lor, în familia lor. Amin. Amin. Cerem astăzi binecuvântarea Ta asupra lor. Amin. Vrem ca de astăzi să-Ți aparțină Ție în primul rând. Amin. Și apoi renunțând la tot ce este în lumea aceasta, să se ofere unul pentru altul, pentru a trăi fericiți împreună, împreună cu Tine. Amin. Amin. Părinte Ceresc, binecuvântă-i cu sănătate. Amin. Trăim într-o lume unde adesea sunt încercări, sunt provocări, file alături în fiecare zi. Amin. Binecuvântă-ne pe noi, părinților. Amin. Dă-ne înțelepciune ca ori de câte ori să le putem da un sfat înțelept din partea Ta. Toate nevoile lor, dorințele lor, planurile lor, le așezăm la picioarele Tale. Amin. Dacă vei îngădui să aibă copii, fă să fie sănătoși. Amin. Să-i crească cu înțelepciune și familia lor astăzi întemeiată să fie de folos bisericii, societății. Amin. Și să fie o lumină în lumea în care vor trăi. Amin. Știm că asculți ruga noastră. Suntem încrezători că ne vei da binecuvântarea pe care o dorim astăzi. Și îți mulțumim, Părinte, în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus. Amin. 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 Întrucât am fost martorii legământului pe care ei astăzi l-au făcut cu Domnul, pentru că am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei, în viața lor, ca pastor a Evangheliei îi declar soț și soție. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul niciodată să nu despartă. Amin. Amin.
valori pensoare, ci doar în adevăr ce cântă la îndoare și în iubirea ce nu vrea să apună. Tu vezi că e ca o stâncă, ce ai înțeles? Are tainice puteci, le vei găsi dacă vei vrea să treci cum trece adierea peste luncă. Eu cred că voi ați cântărit răspunsuri, ați numărat mulțimi de sensuri pe cărare și ați hotărât că doar alături în alergare veți trece mai puternici nopți de plânsuri. Ei văd cum pașii voștri prin amurguri au limpezit furtuni ce învolburează marea, iar între voi tăcut coboară înserarea când rugăciunea își aprinde rugul. Azi, când Dumnezeu vă știe orice dor, a șternut covor de limpezim de zare. Va fi cu voi la orice pas din alergare, în revărsarea ce vine ca un nor. Tu vei găsi sclipirea din visare. Și tu vei înflori pe fruntea lui de stâncă. În timp ce noi vom fi mereu uimiți că iubirea voastră nu e trecătoare. Amin. Amin. Un imn
așa de dulce și măreț, de măiestrie plin și de iubire ce în liniște inundă al vostru piept. O, da, mi-aduc aminte, în vremile de odinioară, de mult, în zilele de mult uitate, rămase scrise însă într-o sfântă carte, un prinț viteaz și chipeș l-a cântat întâia oară. E cântul dragostei cerești, compus încă de mult, și în a voastre inimi așezat frumos, de acel divin cuvânt ce v-a iubit de la început. E cântul dragostei, e așa melodios. Noi l-am numit așa cum ne-am priceput, deși nu sunt cuvinte care să-l descrie. Cântarea cântărilor în care te l-am trecut și știm că va dura o veșnicie. Mă îndrept acum spre Dumnezeu cel viu din cer și rog fierbinte ca acest cântec de iubire să-l scrie pentru voi așa cum va vrea El și cântecul vă va purta în nemurire. Amin. Amin. Thank you.
prima parte a programului religios de la biserică se oprește aici. Vreau ca din toată inima, deși sunt copleșit de emoție, să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care ați avut plăcerea să ne umpleți inima de bucurie și să fiți cu noi la această frumoasă sărbătoare a noastră. Vă mulțumesc! Dau ceva din casă. Soția mereu zicea, oare când om începe cununia religioasă, or fi oameni în sală? Și când am venit, m-a întrebat, e cineva venit? Și am zis că sala e plină. Mulțumesc încă o dată fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc în mod special corului, cor de copii, cor bărbătesc, corul mare a comunității. Și apoi nepotul meu m-a făcut praf cu naiul pe care îl ador. Mulțumesc tuturor celor care au umplut această casă a Domnului de cântecul lor. Mulțumesc încă o dată Comitetului Comunității din Sărărie. Mi-a oferit totul la dispoziție, toate camerele, sala, bucătăria și ce am vrut și ce n-am vrut. Le mulțumesc încă o dată. Și nu la urmă și nu în ultimul rând, așa cum dumnealor s-au exprimat, citez, bunilor mei prieteni, colegi pastori, fratelui trezorier, fratelui secretar, fratelui președinte și tuturor celorlalți colegi pastori care sunt în sală, sunt onorat de prezența dumneavoastră. Iar cuvântul a fost acela care a umplut inima noastră, învățăminte pentru sfaturi, pentru tânăra familie care astăzi a pășit pe drumul acesta. De emoție am uitat să ofer ceva mirilor. Este certificatul de căsătorie de data aceasta din partea Domnului, a unul din partea stării civile, dar a unul și din partea Domnului. Vreau să-i dau. Urmează partea a doua și invit pe toți cei care au fost invitați la această bucurie și iată că sunt alături de familiile noastre, să continuăm la ora 17 la Centru Palace, sala Vivaldi, unde acolo pendelete vom putea avea părtășie, vom putea schimba impresii. Pe unii ne-am văzut de foarte mult, este o reîntâlnire de familie, o mare familie, care astăzi ne întâlnim. Vom avea timp, câteva ore bune, să ne bucurăm în locul anunțat, deja anticipat. Domnul să conducă mai departe și să fie prezent cu noi la acest frumos eveniment. Mulțumesc încă o dată tuturor. Amin. Cei care nu cunosc orașul, mulțumesc, Mirilă, pe programul care l-ați primit aveți o mică hartă care vă poate ajuta. E ușor de ajuns din punctul celor care cunosc de cât, dar într-adevăr sunt unii care poate au venit pentru prima oară la Iași. Se coboară pe Sărărie la Vale, se continuă drumul, e cel desenat pe hartă. Și cred că
maxim un kilometru este până acolo. Poftim? Da. Putem ajunge cu ușurință. Evacuarea sălii se va face în felul următor. În timp ce va cânta muzica, vor ieși mirii și apoi, din primele rânduri, ei vor fi undeva pe hol, vom putea să le întindem o mână și să le spunem o vorbă. Vă mulțumesc încă o dată, Domnul cu noi! Amin! Thank you.